Bun, hai Lidia să vorbim despre persoanele diferite, ziceam noi, din cuplu, care se atrag. Asta știam, că dacă e o persoană opusă, da, atracția este mai mare, dar nu doar atât, ziceam, și evoluăm împreună. Da, păi se spune că de fapt am venit să evoluăm, nu să construim imperii. Așa ar trebui. Așa ar fi normal. Dar noi construim imperii, cu evoluția mai vedem. Că mai zici, lasă că mai vine o viață, nu e o problemă, știi? Mai avem, da, mai recuperăm. Viața cealaltă, deci nu e o problemă dacă nu recuperezi acum. Știi, ca doi poli care se atrag plus cu minus, minus cu plus, așa suntem și noi, că ăsta e, yin-yang-ul, își spune cuvântul. Chestia asta de a ține supremația asupra femeii într-o relație, pentru că noi tot timpul femeile am spus că vrem să fim egale cu bărbații. Da. Avem pretenții de la ei să fie vânători, dar noi vrem să fim egale cu ei. Ceea ce astăzi se și întâmplă, vor naște, se vrea să se nască bărbați în loc de să nască femei, glumesc. Da. Deci nu mă luați în serios. Așa, merge vorba în târg, de ce nu? Așa, și atunci văd că avem concurență destul de acerbă. Chiar că avem concurență, de acum destul, e clară treaba. Destul de acerbă. Chestia asta de a, întotdeauna familie, bărbații s-au axat mai sus puțin și au fost cei care au dorit și fac, de obicei, sclavie din femei. Sclavie modernă, dar, spui tu. Da, dar e chestia de manipulare ușoară pe care o... Adică o persoană pe care să o ai acasă și care să-ți facă toate lucrurile de care tu ai nevoie. Și există foarte multe familii unde femeile sunt casnice, ele n-au treabă cu serviciu, n-au treabă cu munca, nu... Bine, e alegerea lor. Sigur că da, eu nu vorbim că le judec într-un fel. Acolo este într-un fel... Știi, și dacă iar vrea să evolueze, să fie independentă, să iasă de sub acest statut de casnică, nu îi se dă voie. Chestia asta de ce? Pentru că bărbatul, acel bărbat care face acest lucru, el se crede stăpânul acestei femei, clar. În astfel de relații e foarte important că femeie cea care acceptă ca el să fie așa. Deci ea îi dă voie până la urmă. Sigur că da. Aici este permisiunea de la sine. Dar este întotdeauna cu șantaj. Emoțional și financiar. Și financiar, și emoțional, și fizic, și psihic, cum vrei tu. Dar parteneriatele astea, el practic, care deține supremația, doamna care este casnică, sunt de lungă durată? Mă, de obicei, da. Pentru că relația e bine definită acolo. Da, pentru că fiecare știe locul, știe ce are de făcut. Și știe... Dar e o relație fericită? Acum n-avem cum să știm. De obicei, iar mă întorc ca emisiunea trecută. Ce e fericire? Da, fiecare își evaluează. Exact. Își măsoară fericirea lui... Ce are el? Pe mine nu mă face poate fericită ce face pe tine sau invers, viceversa, tot același lucru. Deci, problema asta noi trebuie să evoluăm, adică să ne ajutăm unii pe ceilalți în relație, de a evolua. Cum facem chestia asta? E foarte simplu. Dacă celălalt nu poate, îl ajuți. Cum? Să evolueze. Uite, de pildă... Hai să dăm un exemplu. El foarte liniștit, calm, da? Fără prea multe preocupări zgomotoase, doamna total opusă. Cu preocupări de acest gen, îi place să meargă, să călătorească. Am văzut și astfel de cupluri. Da, dar de obicei... Și aici intervine această înțelegere mutuală între ei, unde ea, dorindu-și libertate, îi va dărui libertate și lui.
Îl va trage un pic după da. Aia. Da, și viceversa e la fel valabilă. O va când ea, el vrea libertate, o va liniști pe ea și va da și ei libertate. Chestia asta se întâmplă de la sine. Deci nu e obligatoriu să, știi, să spună, bă, uite, legi scrise așa într-o căsăcie. Sunt niște căsăcie. Nevoi de care exact. Știi și încerci să le exact. Îndeplinești. De altfel, întotdeauna, în orice familie, unul domină. Asta e clar. E clar. Nu există, nu există consultarea, votul democratic, nu? Într-o familie. Nu există. Nu. Întotdeauna unul domină. Că sunt, poate fi familie care unde sunt doi agitați, înțelegi? Acolo e explozivă. Da, el e agitat pe o parte, ea e agitată pe cealaltă parte, dar sunt înlănțuiți așa într-o relație din asta unde e o permanentă luptă. Care e cel mai deștept dintre ei, știi? Și cum este într-un cuplu în care tot timpul este o competiție? E obositor. La un moment dat obosești. Cu siguranță. Cu siguranță, într-o zi, va obosi unul de celălalt. Și renunță. Da. Există. Indiferent, mai devreme sau mai târziu renunță. Sau... Așa. Își găsește liniștea pe dincolo. Gard. Și își vede de treabă... Da, așa. Și ia liniștea de acolo. Așa de partea cealaltă, da. Da. Dar... E interesant de trăit așa, nu cred că poți foarte mult. Să fii într-o competiție. Foarte mult timp, pentru că este o erodare. Aștepți ca celălalt să te înțeleagă din mers. Aștepți ca celălalt să ghicească ce îți dorești. Ar fi perfect chestia asta. Nu prea se întâmplă. Dar e mai greu. Nu... Comunicarea este o cheia succesului, să spui ceea ce îți dorești. Nu cred că au mulți curajul. De ce? Pentru că lumea e perversă. Dar într-un cuplu, într-un parteneriat, trebuie și să acolo spui. Există perversiune destul. Și acolo există? Da. Punct, nu? Acum noi suntem, eu sunt sinceră. Știi, Cătălina, noi de foarte multe ori vorbim lucrurile din viața pe care o trăim. Corect, că altfel n-ai putea să spui. Și de cele mai multe ori experiența e cea care o vedem și la noi și în jurul nostru. Dar nu trăim pe lună și ne coborâm din când în când să ne luăm pepene roșu. Deci nu e, e chestia de... Când e mai bine? Când domină bărbatul relația sau când domină femeia relația? N-aș putea să spun nici măcar... Cine ține casa? Sau când e bine... Știți, că ține aici, casa bărbatul sau femeia. Aici e foarte important, pentru că unul poate fi un pic mai gelos, da, din partener. Unul poate fi, nu poate iubi fără atașament, se atașează foarte, foarte strâns. Dacă poți face acest lucru, să iubești fără a te atașa foarte tare, e perfect. Aia este o iubire liberă, consimțită. O iubire care, iar mă întorc. Cum faci acest lucru? Cred că multă... Să iubești ne dragostea, trebuie... nu? Vieții tale, fără să te atașezi. Ne trebuie foarte multă înțelepciune. Eu cred că înțelepciunea... Ne ajută. Coacerea relației, coacerea în sine a relației, e foarte importantă și înțelepciunea, pentru că sunt foarte multe lucruri în care trebuie să înțelegem că atunci când nu ne place ceva, nu facem. Deci tu spui că trebuie să conștientizăm niște lucruri, să ne reducem atașamentul ca să nu avem consum de energie, tristețe, suferință pentru lucruri care n-ar trebui să pentru ne că acolo unde există un atașament puternic, obligatoriu va apărea gelozie. Gelozia e frumoasă din când în când. După aceea devine urâcioasă, după care devine obositoare, după care devine distrugătoare. Știi când și a, dacă nu e geloasă, înseamnă că nu mă iubește. Hai bine. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Înseamnă că e destul de înțelept acel om care te iubește, dar ai toată libertatea. Este la latitudinea ta dacă îl trădezi sau nu.
depinde cum îl respecti tu de mult și îl iubești, nu e nicio problemă. Sunt oameni care sunt, trăiesc la distanțe de mii de kilometri, ani de zile și n-au nicio problemă. Bine, iubirea are foarte multe forme. De cum asta spun? Și fiecare știe exact. De obicei iubirea este grijă, este chestia asta de protecție, e foarte important. Spuneam că nu e obligatoriu să spui te iubesc toată ziua, bună ziua, și grija de, vezi că este să foarte... Să faci gesturi de iubire. Vezi că este frig afară, te rog frumos să te îmbraci. Chestiile astea sunt lucrurile frumoase. Grijă. Grijă. Grijă este iubire. Grijă e o parte din iubire. E o parte din iubire. Cum gestionăm partea de orgoliu? Păi, eu cred că ar trebui să, măcar din când în când, să citim cărțile, să citim câte ceva din Osho. Sau să ascultăm unele lucruri, pentru că are foarte multe lucruri și am văzut foarte multe lucruri traduse pe internet, în limba română, și ar fi bine să le mai și ascultăm, decât să stăm să ascultăm, să ne uităm la niște poze pe Facebook, mai bine am ascultat niște chestii din astea înțelepte. Spuneam eu, a venit o femeie geloasă la Osho și i-a spus că e foarte supărată, că soțul ei este o înșeală, că cred că o înșeală, ea nu știa de sigur, dar ce, cu siguranță mă înșeală. Și el a spus, tu îți dorești o mașină frumoasă? Dar el a zis, da. Dar ți-o dorești cu cauciucurile umflate sau cu cauciucurile desumflate? Bun. Deci, dacă ți-ai asumat să ai lângă tine o persoană care poate plăcea oricui, da? Trebuie să duci până la capăt. Îți asumi să duci până la capăt, dar să ai atât de multă înțelepciune, să nu-l obosești. Acum o să ziceți că îi protejezi. Nu e, că și femeile sunt frumoase. Normal, bărbați. Absolut. Așa. Și să știi să aibă omul atât de multă încredere în tine, că indiferent câtă libertate ar avea, niciodată nu te-ar putea înșela. Da. Aici ține de orgoliu. Aici ține de orgoliu. Da. Că de obicei răzbunarea vine după. Imediat. După o chestie de genul ăsta vine răzbunarea. Și acolo s-a stricat tot. În momentul în care ajungi la această fază, e clar că nu se mai poate repara nimic. În momentul în care începi să gândești așa, în termen de răzbunare. Avem acea mărire în suflet. Mărinimie să-i spun în suflet să iertăm? Da. Cuplul evoluează. La început poate să fie mai spectaculos, după aia să aibă niște perioade, poate mai apoi iar niște situații mai zgomotoase. Viața este sinusoidală, nu este linie dreaptă. Ar fi plictiseală dacă ar fi drept. Aici voiam să ajung. Dacă ar fi două persoane care ar fi de acord în tot și toate, și nu s-ar, nu știu cum să zic, druncina un pic, măcar sentimental. Eu o să-ți spun că există o perioadă de timp unde este armonie între tot și în toate, dar cu siguranță este doar unul dintre ei mai diplomat. Sau are deficiențe de auz. Nu, și de dreptate, chiar dacă n-are. Spune, ai dreptate, draga mea, știi? Tu nu mă asculți. Ai dreptate, draga mea. Deci acolo zici că este diplomație, când acolo este armonia absolută. Da, acolo este diplomație, dar poate fi cu interes meschin, cu... Depinde. Acum fiecare. La alegerea fiecărui. La alegerea. Noi nu suntem judecătorii vieții. Și când nu este de plină armonie, este relația vieții, zici. Exact. Maestre? Tu ai văzut că focul atunci când arde... Mă refer la o sobă lemne. Mai troznește, mai fuge câte unul stânga, dreapta. Dar căldura e, o dă împreună. Da? Cam așa e. Și Lidia are dreptate. Dacă ești, mergeți paralel. Eu nu te deranjez, tu nu mă deranjezi,
Dar ce ne-am deranjat să fim împreună? Trebuie să existe, trebuie să existe o scânteie undeva. Niște ciocniri. Unul, ciocniri. Ciocniri, mă rog, măi, nu violente. Ciocniri pot să apară în permanență. Da. Că Lidia spunea de acel, nu știu cum se numește, că gelozie. Păi gelozia nu apare decât într-o situație. Când ai pierdut încrederea în partener, când ți-a greșit ceva, a făcut ceva care să-ți incite gelozia. Ah. Atunci toată viața vei rămâne. Oamenii nu se nasc geloși. Trebuie să le dai un motiv ca să apară gelozia. Bine, sunt și cazuri în care gelozia devine o boală. Aia sunt patologice, aia e altă poveste, aia e altă treabă. Acolo e altă treabă. Există dorința de a pune monopol, dorința de a... Aia sunt bolnavi, ăla nu mai posesivi. E dar spuneți că gelozia într-un cuplu normal, nu vorbim aici de boală, pentru că gelozia mai dată devine o boală. Nu incită dacă nu ești un pic gelos. Soția nu-și dă seama dacă... Dar nici nu incită nici dacă nu-l faci să fie puțin gelos. Păi atunci dacă începi să provoci ca să-l faci gelos, e de jale. Că de aici, să... de aici, aici este o sabie cu două tăi și s-ar putea să o iei degeaba, știi? S-ar putea să se dărâme soba. Deci nu e bine să facem acest exercițiu doar asta pentru a atrage atenția. Asta într-o căsnicie nu te-a pus să faci școală pe partener și experiment. Vrei experimente? Le faci înainte de a te căsători. Aici în lucrurile sunt clare. În căsnicie nu există experimente. Orice experiment e sortit eșecului, adică distrugeri. Îți spun la modul serios. De multe sunt convins că dacă încerci să faci niște jocuri... Am avut colegi care au făcut tâmpenii de genul. Le plăcea enorm să o vadă că turbează. Soția și face. Băi, dacă nu o fac să fierbe, să vezi tu. Și acum fierbe, singur. Singur. Nu, de câte ori mă întâlnesc. Dacă aveam mintea ta, era bine și pentru mine. Nu puteai să ai mintea mea, că eu aveam mintea mea. Și nu o dădeam altuia. Da. Deci, fără încercări din astea. Deci nu facem jocuri în relațiile astea sunt în filme. De durată. Sunt teme de film. Viața bate filmul, Lidia spune mereu treaba asta, știi? Astea sunt lucruri extrase din cărți, dar sunt cu un scop, să le înțelegem. Că dacă citim și n-am băgat nimic în cap, poți să citești 10.000 de volume de Osho, Lidia. Dacă lui, el nu e chitit să învețe din învățăturile care le primește... Da, păi nu e că vin lecțiile pe tu ai care văzut le când primește. Îi dai cu, Lidia, când îi dai cu ulei și îl bagi în apă, nu se lipește apa de el. Ei, așa e și cu înțelepciunea. Trebuie să aibă un pic de click ca să cadă acolo. De ce spun? Trebuie să vine lecția, că după aia trece dacă nu crede și nu face și nu aia, vine o lecție și o învață fără discuții. Copilul când apare într-o relație, o întărește, nu? Dacă dar cine a spus că trebuie să o întărească? Nu știu, îmi ziceam. Este responsabil. De ce? Ai fost moale și ai făcut un copil și te-ai întărit? Zici, plastilin? Este treabă. Nu, copilul apare că apare din dorința, mi se rod o iubire a doi oameni, dar ce trebuie să mă întăresc? Așa ai zis bine, rodul iubirii. Când e rodul iubirii. Nu consolidează? Că dacă e contorizată, nu știu dacă ca să consolideze cu forța, eu nu o văd. Interesantă. Situația. Când folosești lucrul acesta ca să consolidezi. El, copilul vine, își cere iubirea toată, își cere toată atenția și atunci fiecare se implică cât reușește de mult să se implice. Și cu asta basta. Un copilul nu întărește. De ce n-ai văzut? Sunt familii cu copii cu probleme și părinții s-au despărțit. Copilul rămâne cu probleme, fiind un copil cu probleme. Da. Ce a întărit? N-a întărit nimic, decât că unul din ei a obosit și a cedat. Și a fugit. N-aș putea să spun că a fugit. Când un copil e cu probleme, cam așa este. N-a obosit. A fugit de responsabilități. Am mai avut noi odată de o discuție pe tema. Viața e scurtă. Dar și oamenii... Da, e adevărat. Și oamenii își doresc să fie fericiți. Când există o situație de genul ăsta, unii oameni de ce cedează? Pentru că au o formă de egoism în ei, știi? Și încep să se pună ei pe primul plan. Dacă o perioadă de timp este copilul pe primul plan, după aceea se pun ei pe primul plan.
și aleg să se ducă să-și vadă de viață în altă parte, cu un alt partener, fără probleme. Nu, nici pe ea nu judec. Nu judecăm aici pe nimeni. Erau niște explicații date pentru niște cazuri din viața sunt reală. Foarte mulți, sunt foarte multe mame care au rămas copii singure. Bun. Ce ne mai zici? Tristă istorie. Nu. Oricum, până nu vom cădea, știi că ăsta, ce dobândim noi în viață, toată faima noastră și toată puterea noastră, este atunci când cădem și ne ridicăm, cădem și ne ridicăm. Și nu contează de câte ori ai căzut, contează de câte ori te-ai ridicat. Corect. De câte așa, ori te-ai ridicat. Așa că asta e ce trebuie să avem, învățăm în viață și evoluăm. Evoluăm. Fiecare evoluează atât cât îi este dat să evolueze. Nici mai mult, nici mai puțin. Bun. Reținem aceste lucruri foarte interesante. Haideți